deci consilieri în funcție, prezenți sunt 10, 3 lipsă, ședința este legal constituită. Colaborăm procesul în care l-am dat ședința anterioară. Sunteți de acord? Vorbită? Da, o să dau cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi a ședinței și să o aprobăm. Tuturor, bine ne-am reîntâlnit la ședința ordinară din luna aprilie, o ședință importantă cu aprobarea bugetului Consiliului Local Cașin și cu vești foarte bune pentru locuitorii comunei Cașin. Dau citire proiectelor pe ordinea de zi. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local. La punctul 2, un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adică pentru anul 2021. La punctul 3, un proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale. Inițiator, prima. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Trecem la punctul 1. Punctul 1 de ordinea de zi, privind adoptarea bugetului local pentru anul 2021. Consiliul Local al Comunei Cașin de Zbacău, împreunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021, la care participă un număr de 11 consilieri, 10. Având în vedere legea bugetului de stat de anul 2021, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, în temeiul articolului 129, aliniatul 2, litera D, aliniatul 7, litera D, articolul 139, aliniatul 1, din hotărârea de guvern numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, hotărăște, noi acum propunem preaprobare bugetului local pentru anul 2021 la venituri cu suma de 10.566.000 lei, din care venituri proprii 1.593.000 de lei. Sumele acordate de la bugetul de stat sunt cote defalcate din impozitul pe venit 738.000 de lei, sume defalcate din impozitul pe venit 453.000 de lei, sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean 400.000 de lei, sume din TVA pentru drumuri comunale 200.000 de lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrare 1.894.000 de lei și 813.000 reprezentând sume din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și diferența subvenției de la administrații AFIR 4.465.000 de lei, ajutoare locuințe, încălzire 10.000 de lei. Suma la cheltuire este de 12.406.000 lei, iar excedentul este de 1.839.000 de lei. Veniturile proprii la ale bugetului local se compun din impozit din veniturile din transferul proprietăților imobiliare 6.000 de lei, impozit din veniturile din transferul proprietăților imobiliare 405.000 de lei, taxe și impozite 45.000, taxe și pe utilizarea bunurilor 36.000 de lei, impozite și taxe fiscale 140.000 de lei, venituri din proprietate 230.000 de lei, venituri din prestări și alte activități. Cineva răspunea să mai încă. Poftiți. Vă rog să vă dați acordul dacă doriți să fiți filmat sau nu. Dacă doriți să fiți filmați sau nu, persoanele care sunt... Am întrebat dacă doriți să fiți filmați sau nu. N-am înțeles. Sunteți de acord sau nu? Da, sunt.
puțin amenzi și penalități de 189.000 de lei și diverse delicturi 293.000 de lei, un total de 1.593.000 de lei. Se aprobă cheltuielile bugetului local în anul 2021 cu suma de 12.046.000, propun urmează. Capitolul 1. Administrație publică, 2.410.000 de lei. Transferul din bugetele locale pentru instituții de asistență socială, 105.000 de lei. Ordine publică și siguranță națională, 10.000 de lei. Învățământ, 45.000 de lei. Cultură de credere și religie, 893.000 de lei. Asigurare și asistență socială, 790.000. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 856.000 de lei. Protecția mediului, 400.000 de lei. Transportul, 6.685.000 de lei. Un total de 12.406.000 de lei. O să dau citire. Și pe ce vrem să cheltuim banii în anul 2021? Propunem un buget de 10.566.000 de lei, după cum spuneam, la partea de venituri și de 12.406.000 de lei, cheltuieli cu un excedent de 1.839.000 de lei. Veniturile pe anului 2021 sunt compuse din venituri proprii de 1.593.000 de lei, poate defalcate din impozitul de venit alocat direct cu suma de 738.000 de lei, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, suma de 453.000 de lei, sume alocate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului, 1.194.000 de lei, sume repartizate din fondul în expoziția Consiliului Județean 6% din impozitul pe venit, suma de 400.000 de lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea tratorilor descentralizate, învățământ, CES, copii, etichete, ajutor de plătire de beneficiari, ajutor social, suma de 813.000 de lei, sume defalcate din TVA pentru drumuri, 200.000 de lei, subvenții de la alte administrații AFIR, 4.465.000 de lei și subvenții pentru ajutor de încălzire, curere, 10.000 de lei. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2021 propuse sunt următoare. Administrație publică locală, 2.410.000 de lei. Trebuie să avem un pic răbdare sub lestea, să vi le prezint în raportul făcut de doamna contabil Ghiba și am să le fac un rezumat, să fiu mai explicit după ce prezint aceste sume. Administrația, transferul către alt institut, asistență socială, suma de 105.000 de lei, protecția civilă și protecția împotriva incendiilor, suma de 10.000 de lei. Învățământ, suma de 415.000 de lei, din care 178.000 cheltuieli materiale și 25.000 de lei tichete, creștere și CES, iar 185.000 de lei cheltuieli de capital și multe pentru ele. Cultură de credere de religie, suma de 83.000, din care cheltuieli de personal 78.000, cheltuieli material 344.000, din care sport 33.000, 260.000 de lei, instanță, anelvac, cămin cultural. 12.000 de lei de bibliotecă, cămin cultural și 40.000 de lei de comunicare. Și trebuie de capital 400.000 de lei. Asistență socială, suma de 700.000 de lei, reprezintă cheltuieli de personal asistenței sociale din organizații persoane cu handicap, suma de 663.000 de lei pentru încălzire cu lemn, atât apocratică și a beneficiarilor care tot plăceau. Și 39.000 de lei din TVA. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, suma de 856.000 de lei, care pentru iluminat public 200.000 de lei, iar pentru cheltuieli de capital cu suma de 656.000 de lei, extindere de apă, suma de 100.000 de lei și pentru modernizare sistemul de iluminat public și extindere apă potabilă și sanitară, suma de 556.000 de lei. Colectare, tratare și distrugerea deșeurilor, suma de 6.000 de lei, drumul și drumul, suma de 6.685.000 de lei, din care cheltuieli materiale 135.000 de lei, cheltuieli de capital suma de 15.000 de lei, diferența la fonduri AFIR cu suma de 6.600.000 de lei, dintre care cheltuieli de 4.465.000 și neeligibile 1.935.000 de lei.
Supune spre aprobare cuvântul de execuție pe anul 2021 la venitul în sumă de 10.566.000 de lei și cheltuieli cu suma de 12.046.000 lei și un excedent de 1.839.000 de lei. Propun spre aprobare bugetului și venitul de venituri și cheltuieli pentru următorii 3 ani și asta a făcut și o estimare pentru următorii 3 ani, pentru că așa trebuie făcut de cont partimentul de totalitate. Pentru anul 2022 de 9.300.000 și ceva de mii de lei, pentru anul 2023 de 9.705.000 și pentru anul 2024 de 9.378.000 de lei. Dacă îmi permiteți să dau citire și la celelalte două puncte pe ordinea de zi, fiindcă sunt puncte mai scurte, după care să revin cu detalii despre buget și după care de lucruri de cuvânt din partea dumneavoastră. Raport. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020. În conformitate Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, arătând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57 per 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Trecem la următorul punct de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea conștientizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Facultativ pe anul 2021, inițiator primar. Cotizația pentru anul 2021 este de 49.000 de lei, fiindcă nu sunt membri fondatorii din cadrul ADIU și am toate problemele plătesc această cotizație în valoare de 9.000 de lei. Punctul 3. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, de Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIS, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57 per 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Următorul punct pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în cadrul, în baza referatului de specialitate în domeniul de doamna Țipăreanu cu Dumnezeu, conform articolului 491 legea numărul 207 pe 2015, prin codul fiscal în cadrul oricărui impozit sau oricărui taxe locale care costă o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie în cadrul de către consilii locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat de pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor publice și Ministerul Dezvoltării Regionale. Prin urmare, propun spre aprobare indexarea impozitelor și taxelor locale, cât și limitelor amenzilor contravenționale, cu rata inflației de 2,63% comunicată de Institutul Național de Statistică Bacău pentru anul 2022. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre de consiliu local și se aplică în anul fiscal următor.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanța de urgență numărul 57. Pe 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Îmi permite să mai completez eu câte ceva la buget, reformat 10.536.000 de lei, înseamnă 105 miliarde de lei. Deci, bugetul comunei este destul de mare, fiindcă, după cum am spus, o parte din venituri, avem un buget și l-am prezentat, l-am detaliat, de unde încasăm noi aceste venituri. O parte însemnată și, de concepția anterioară, vă spuneam că a avut toate șansele să ne aprobe asfaltarea drumurilor comunale, și, pe dovadă, poveste foarte bună, a dat timpul pentru asfaltarea, toate răcitații asfaltării de acești probleme de drumuri comunale și din faptul că am salvat acest proiect de asfaltare, avem de la numai de la FIR 60 și ceva de miliarde de lei. Și o altă chestie importantă, Consiliul Județean Bacău a alocat o sumă de 6 miliarde de lei, în sumarație foarte localități care nu au primit nimic, cea mai mare sumă fiind în jur de 10 miliarde, cea mai mare localitate comunală din județul Bacău. Deci consider că avem sumele suficiente și prinse în buget. Responsabili și am cerut părerea și altor specialiști încât să ne ajute la domnirea acestui buget și am toată încrederea că și bugetul anului anterior a fost asemănător, fără sumele care le avem acesta din afir. Acum, din acest motiv, a ajuns la buget de peste 100 de miliarde de lei. Am mai prins bani, după cum v-am citit, și pentru continuarea construcției la biserica din Poița, circa 4 miliarde. Am prins 100 de miliarde, 1 miliarde, o să aprobim un indicator în cerința următoare de funcție local, dar am prevăzut că vrem să facem și o extindere de rețea de apă în zona Năbloc și am prins o sumă de 100 de mii de lei. Din acest motiv sunt prins la extindere de apă 100 de mii de lei. Am prevăzut o sumă de 5 miliarde și pus în extindere de luna asta, dar cred că astăzi lucrătorii pentru schimbarea lămpilor sunt în comună și sperăm ca prin de sărbători de pascale să schimbe lămpile la iluminatul stradal și drept dovadă am prins în buget. Am prins o sumă de bani și pentru executările, asta e vestea mai puțin, adică foarte proastă, că avem și o executare de plătit, dar până ne informează oficial trezoreria cu sumele de plată, am prevăzut totuși o sumă de 2 miliarde 600 de lei și pentru plata executării. Dar dacă consultorul nu acceptă tranșe, până la finalul anului va încerca să-i plătim toată suma integrală, probabil vom face o altă rectificare bugetară și vom arunca o sumă mai mare pentru plata integrală a executorului către consultorul TC Alemba. Dar până avem hotărârea definitivă, până trezoreria ne va informa oficial cu sumele de plată, fiindcă și judecătoria și-a pronunțat și-a spus punctul de vedere, atunci o să facem o altă hotărâre de Consiliul Local, o altă rectificare bugetară. Dar noi am prevăzut o sumă totală, când ne-a spus proiectantul, 60 ceva de miliarde pentru asfaltarea drumurilor comunale. Dar poate avem șansa să firma care va câștiga licitația să fie o firmă serioasă și în al doilea rând poate avem șansa să câștige licitația cu o sumă mai mică
ca să ne rămână bani și de întocmirea altor proiecte de asfaltare, cât mai sunt drumuri comunale de asfaltat. Din acest motiv am dat această hotărâre de Consiliul Local și am prins în buget aceste sume ca să avem bani și pentru extindere de apă, și pentru continuarea construcției bisericii la Curița, și pentru asfaltarea drumurilor comunale, și pentru școala, am prevăzut o sumă de bani, fiindcă trebuie plătit acel proiect care îl numim pentru izolare, schimbare centrală din lemn în gaz, pentru planșeul școlii, deci o eficientizare energetică a școlii, vom da hotărârea indicatorii, vom da până la finalul lunii, și pentru apă, și pentru școală. O să mai facem o ședință extraordinară, fiindcă nu puteam să le prindem în această ședință ordinară, fiindcă astăzi le aprobăm bugetul, după care inventarea contractele cu firmele care execută proiectarea și o să vă mai dorim să venim până sărbătorile pascale la o ședință extraordinară, să aprobăm indicatorii pentru extinderea rețelei apă și eficientizare energetică la școala Nicolae Păsat. Deci eu consider împreună cu toate contabile, când am sfătuit destul de bine și am prevăzut sumele necesare pentru ceea ce ne propunem pentru anul 2021 și sperăm să mergem la bun sfârșit, să avem pentru serioși și să terminăm cu ceea ce ne propunem să executăm în 2021 și să avem bani de întocmirea altor proiecte. Nu, doar de curând. Cine vrea să ia cuvântul? Când ședinte îmi permite am venit la dumneavoastră, dacă ar putea să fie doamna contabil aici prezentă de față, fiindcă am s-au speculat și greșelul lui hotărâre de la buget local. Și trebuie să duci la conștiință, dacă să fie doamna contabil. Domnul Stoi. De ce să fie doamna contabil? Pentru că... Bun, am zis că să lăsați să-ți dă răspunsul, mai aveți o altă varianță. Bun, asta e o variantă că era bine ca doamna contabil să fie de față, dar... Eu îi spun, acum au uitat greșit în buget. Da. Da? Spun, dacă nu vreți de o luă, dar să nu vreți o președință, era asta e. Da. Spuneți-vă punctul de vedere, pot să-mi răspund și... Da. Ori, în primul rând, la bugetul, la propunerea de buget pe anul 2021, văd o sumă de 10.566.000 în bani, 200 miliarde, da? Văd că la drumuri, adaugă o sumă de 4.465.000, ce înseamnă 44.650.000, este valoarea contractului cu AFIR-ul, încheiat acum 4 ani zile de către mine, bani în care s-au cheltuit, s-au dat bani la costul lucrării care a făcut. Deci nu poate să fie aceea sumă. La ora asta, 4.465.000 nu poate să mai fie în buget. Deci aici este o greșeală. Mai există o sumă de 1.935.000, bani care sunt în buget. În discuție cu doamna contabilă, spunând că banii aia s-au împrumutat la bancă. Dar nu se bugetează așa. Se dă o dorință de Consiliul Local, dacă facem împrumut pentru gol în casă, da? Așa se numește din punct de vedere contabilicești, gol în casă. Dacă banca aprobă banii împrumutul, nu se dă o dorință de Consiliul Local pentru rectificare de buget și introducerea banilor în buget. Vorbiți estimativ, fără... Nu, estimativ, vă spun cu cifre, cu spii. Deci 4.465.000 de lei a fost valoarea contractului încheiat acum 4 ani, poate era cu la cursul valoarea, eu era 4.4. Noi nu ne-am gândit la împrumuturi bancare. Domnul primar, dar nu poți să vă explic, nu vă zic răutate, fi ca să faceți ce că fie bine. Și eu nu sunt contra. Domnule, știți vreau să facem noi împrumut? Fiindcă suma asta de 1.935.000 nu se regăsește nicăieri. Și suma asta de 4.465.000, mă repet, a fost suma aprobată, inițiată, transferinată, acum 4 bani contract cu AFIR-ul, care nu mai e toată, s-au cheltuit niște bani. Eu știu că nu sunt discontabil de ministerie. Sunt economist. Da, mulțumesc mult. Unde? Tot aia. Unde? Unde găsesc? La casă, online, da? Da, mulțumesc mult. La principiu. Așa. Deci aici nu aveți banii respectivi. Să vină doamna contabilă să spună cât poate cheltui, să treacă, într-adevăr, suma reală care mă e încheiată cu AFIR-ul. Că nu mă e 4.465.000. Eu vă spun că bugetul s-a luat așa la Direcția Finanțe. Fiindcă este un buget, buget în corect. Spun. Dar să trecem mai departe. Nu vă oblig să-l văd. Văd că la excedent bugetar, cu alte cuvinte, dragi consilieri, excedentul bugetar,
că sunt bani rămași necheltuiți la finul anului 2020, 31 decembrie. Am fost acuzat că am lăsat comuna cu datorii. Și văd că avem un incident de 1.839.762 lei. Uitați-vă unde e adevărul. Bani care văd când merg la drum. Foarte bine, sunt în excedent, o parte sunt în avansul la firmă, o parte din economiile care au fost la bugetul eu anul trecut. Nu sunt toți de la firmă. Încă o greșeală făcută la această greșeală copilărească și nu este o greșeală de contabil. Uitați, domnul, dacă știu ce înseamnă contabilitate. La articolul 5 scrie doamna contabil. Se aprobă exercițiul bugetar pe anul 2021. Fraților, noi am terminat anul 2021 și nu știu eu, suntem în 2022. Aici trebuia să aprobă exercițiul bugetar pe anul 2020. Ăla s-a terminat pe exercițiul bugetar, s-a aprobă. Nu e greșeală. Deci, sunt eu autocent? Nu. Sunt greșeli. Deci, asta e o greșeală de stricătoare de, nu știu cum zic. La venituri suma de 10.566.000. Trebuia să apară aici, că s-a aprobă exercițiul bugetar pe anul 2020 cu veniturile care au fost atunci și cheltuielile care au fost în 2020, că la s-a terminat. 2021 s-a terminat domnul primar. Așa e că știu ce v-a făcut atunci, nu? Da. Ca să nu mai luați și lucruri de râd și la mișto. Nu, sunt lucruri adevărate. Deci este un buget umflat. Fără... Nu doriți să facem o asfaltare? Ba da, domnul. Dar nu cu... Dar să pleacă sunt examen care sunt acum, dați-mi aprobat ceva ce nu iau. Eu sunt doar acord ca să altă să faci și de mine ascultări care am început. Dar nu complicăm să plătați bugetul. Păi, putu, dar v-a dus la conștiință, știi și oamenii ăștia, că vă trebuie o chestiune. Dacă dumneavoastră nu aveți, aveți în buzunar numai 10.000 de lei, puteți cheltui 20.000? Dar la anul trecut cât ați prins în buget? Ia spune, cât ați prins în buget? Banii care au făcut ca care au făcut mai mult. V-a dus, am lăsat deci de bugetat 80 miliarde. Cum adică? Noi acum am prins și la firul, de asta mi se pară. Nu mai are, dar nu mai trebuie să mai. Da, sunt de acord. Nu zic că nu prind bani la firul. Dar banii care au rămas, domnule, e cheltuit, mai sunt numai suma inițială. Nu suma asta cheltuit. Nu înțelegeți că noi consiliul dumneavoastră nu înțelegeți. Încercăm să salvăm acest proiect de asfaltare care vrea. Dumneavoastră nu înțelegeți. Suma asta nu există. Și ați cheltuit o sumă de bani. Mai aveți de recomandat? Domnule, eu v-am spus cum vedeți prin așa. Ca să vă spun și despre cu indexarea. Cu indexarea la taxe și impozite nu sunt de acord. Nu este obligatoriu să facă indexarea pentru persoanele fizice. Pentru închirieri și concesionări, legea te obligă să o indexezi anual conform indexului inflației, iar la persoane fizice nu te obligă. Pe mâine la atitudine a fost locat. Nu este o pericie foarte mare, 2,65 de acolo, dar eu nu vă fi de acord. Vă mulțumesc. Da. Anticipam că ar să apară și adversitate în astăzi din procesul local. Dar am prevăzut de la bun început, am spus că avem contabili specialiști cu vechime, am cerut părerea așa lor contabili, sumele anului trecut coincid cu sumele anului acesta, deci tot cam atât de aproape în casă din venituri în Comuna Cașin, plus acei bani de la afil, care nu mai sunt 40 și ceva de miliarde valoare de acum 4 ani, fiindcă s-a refăcut proiectul, s-a dat proiectatul, a dat o altă valoare de 60 și ceva de miliarde după 4 ani de zile. Iar dacă stăteam, cum am stat atâția 4 ani și ne-am jucat de asfaltări, îi faci prin Comună și banii s-au cheltuit și acum trebuie să recuperați. Trebuie să recuperați acei bani care s-au cheltuit, fiindcă expertul a constatat că lucrurile sunt efectuate prost. Vedem noi cum îi recuperăm. Acum ne dăm tot interesul, toată iarna am muncit la acest proiect. Vezi că acolo este că la firmul ne-a aprobat, e de acord cu proiectul refăcut. O altă veste bună, am spus, mai avem 6 miliarde de la Consiliul Județean. Dar din acest motiv, bugetul este mai mare cu alte 6 miliarde. Și cu ceea ce estimăm că vom încasa în acest an, sperăm să ne ducem încă o dată la bun sfârșit ceea ce am propus. Banii care îți spune domnul consilier că sunt la fel, putea să stea la fel după dânsul și 40 de ani. Că tot nu reușeam să-i întâlpim. Adică cu drumul tot așa rămâneau. A avut timp la dispoziție 4 ani să facă praf comuna. Sperăm să avem norocul de un constructor bun și să ducă angajamentul la bun sfârșit și să avem bani suficienți, eu zic că avem bani suficienți și am atras atenția de la bun început.
că există și acea executare care el ne va informa trezorăria, probabil dacă nu ne acceptă tranșe executărești, vom face o altă rectificare bugetară să prindem toți banii, să vedem, poate mai încasăm niște bani, poate mai primim o altă bugetară. Când ne va informa trezorăria, vă voi spune exact, eu prevăd în buget, nu ca în anii anteriori, că nu se spunea niciodată că avem o executare de plătit și consiliere nu aveau conștiință de acea executare. Eu am prevăzut în bugetul de astăzi și la acele sume pentru executări, fiindcă trebuie să plătite penalizări acumulate din mandatul trecut. Domnul primar, o întrebare, dacă vă spune. Aveți cumva o hotărâre definitivă și revocabilă, că ați pierdut un proces cu anii bani și dați bani? V-am arătat toate hotărârile judecătorului. Domnule, aveți o hotărâre acum, dumneavoastră, definitivă și revocabilă, că aveți dați bani și nu aveți bani care vreți dați? Consiliere, am prezentat, aveți o hotărâre definitivă și V-am spus că v-am prezentat în ședințele anterioare. Ați câștigat un proces? Da, am câștigat. Și un proces care cu ăsta 9 miliarde care cere, am câștigat cu fondul la Bacău. Și i-a dat în legătură de trezorerie. Ați spus vreodată la consiliere că avem 9 miliarde și ceva de plătit de execuție? Care e dacă nu ai nimic? Sau când ați plătit 8 miliarde, ați spus vreodată la consiliere? Da, am spus că n-ați prevăzut niciodată consiliere. Dar sunt un copil. Dar nu mai... Nu mai sunați angajații primării și amenințați și intimidați. Cu cine i-am amenințat? Cu cine am? Ia gândiți-vă. Ia mai spariți. Vedeți cum i-am spariți în lumea până în birou. Eu vă înțeleg frustrarea, stați acasă, nu vă angajați nimeni, căutați cu un lucru. Da, nu mai stați și păcertați că așa nu e. Inclusiv cu preocuparul. Mai puțină, mai decență, așa, față. Vă faceți de răzut. Când v-ai afla pe mântul primării și injuri? Iar privire la indexarea lui doctor, mă acție, nu sunt de acord. Nu, eu nimic împotrivă. Pentru că și așa avem destule datorii la... Și avem foarte mulți bani de casa din comună. Da, într-adevăr, cei care nu și-au plătit amenții și restații, ca să nu mai spune. Păi, într-adevăr, sunt destule și să mă ajut. Se fac apropie. Se fac apropie și totodată am dorit și noi, dar nu o să fie la o altă ședință. Să nu mai destule. Să fie pentru toată lumea acele... Da. Mulțumesc. Mai e cineva? Da. Sunt de acord cu urmările și aș dori din tot sufletul ca, indiferent de cunoarea politică care avem în Consiliul local, să facem o înfrățire, să facem ceva pentru comună. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Suprem la vot? Sau... Da, mai sunt alunate de vedere, mai... Ce este pentru? Pentru ce? Pentru primul punct. Pentru primul punct. Cine-i pentru? Măi, de sus. Se abține cineva? Cine este împotrivă? Domnul Sorai împotrivă, da? Da. Pentru punctul 2, cine este pentru? Nu Nu. Se abține cineva? Nu, sunt 10. Împotrivă? Deci 10 pentru, da? Toată lumea pentru. La impozite? Pentru punctul 3. Pentru mine. Abține? Împotrivă? Mai două, da? 3. Cine avem? Avem. Acasă mai. Nu știu pentru cei care... Dar nu știu. Sunt doi invitații aici. Au vrut la ședință?
a fost asistit la ședința de astăzi. Vă puteți referi la faptele de pe ordinea de zi? A fost, da, am scris și așa și cu unul, a văzut. Deci dacă aveți pentru punctele de pe ordinea de zi? Nu, aveți ceva de obiectat la bugetul Europei? Nu, am prins pentru toate capitolele de subiectul. Domnul Fătu, aveți ceva pentru oamenii de comentat? Nu, nu, nu. Nu vreau să facem ceva. Ok. Se declară ședința noastră. Nu, domnul, văd ce vreau să zic. Da? Pui, că are lucruri. Am deci la ședința noastră. Eu vreau să iau și eu cuvântul, mă, pentru că am ceva de obiectat de până acum. Vreau să iau și eu cuvântul. Da, 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 sigur. Dacă consilierii sunteți de acord? Ce ne este pentru ca cei doi invitați să ia cuvântul? Deci s-a făcut niște alee pietonale, da? Intrare de cașă, până la ieșire din cașă. Când a făcut dumneavoastră mai bune, solo, în mădere, nu știu, care a făcut mai bun mădere, da? Ei, ce s-a întâmplat? Aceste trotuare sunt ocupate tot timpul de mașini. Ocupate tot timpul de mașini. Deci asta trebuie să luată măsuri neapărat, pentru că trotuare sunt alee pietonale. Deci sunt oameni care au probleme de zi avertică, sunt lucrurile astea. În față la central. Vineri a trecută, m-am dus cu disul ca să mă duc acolo acolo, ca să nu viu pe aici, ca să nu deranjez. Și la rea, mi-a intrat la biserică. La biserică, erau ăștia la central, descărcau acolo. Ei nu stau doar după ei. Cu ce drept descarcă centralul pe drumurile publice, deci ascultați ce vă spune, pe drumurile publice, da? Și ăla nu știu dacă are sau nu are, dar utilajul la nu este descris. În afară de asta, în față la central, tot timpul mașini ocupate, treci un lucru de la vale, o colegi. Eu mai eram într-o bună zi la Poan, i-am luat de șcuit la Vitel Neagru și chiar în fața la central, acolo era oprit un tir cu o macara de asta, două tiruri, da? Și când am intrat de pașini, un unghiu mort. Asta se numește unghiu mort. Și vine soțul lui Adina, oprește acolo, acolo, cu mașinul ăsta, al lui Putul Agi, și intră în depășire. Intră în depășire și se întâmplă. Vine la cumare, culmea, vine la cărmioarul băncinului ăsta cu Mitelul Neagru. Dacă nu intra pe ulița la biserică, era frontală, se rezolvă. Deci acolo trebuie făcut ceva. O să mergeți la poliție să vedeți? Nu, semnalizarea. Există niște sesizări acolo. Semnalizarea la drumul public. Semnalizarea la drumul public. 1, 2. Așa. S-a făcut, am mers la primărie. Eu am trecut. Am mers la primărie. Am fost și eu la primărie, m-am luat documentare. Eu am fost angajat la Polfos și la Bungheț. Nici s-a pus fără medicina muncii. De ce la primărie s-a acceptat fără medicina muncii? Dar nu trebuie la medicina muncii, la ce părere? Medicina muncii, deci nu poți să faci angajat fără testare psihologică, fără... De unde aveți dumneavoastră informațiile astea? La ce vă referiți concret? Ce angajat? L-am angajat de acum? Da, am angajat de acum. S-a făcut control de medicină? Bine. Hai că vă spun mai departe, da. Deci, nu poți să angajezi... Dar v-ați face niște afirmații necontate. Doamne, eu vă spun, deci vă să nu spun de ușor. Deci eu vă spun mai departe ce am de spus. Înțelegi dumneavoastră? Deci nu poți să pui un chirurg. Sau, deci, un lucru la un timp, nu poți spui un lucru care cântă la mea, că la plurul în picioare, înțelegi, nu? Asta este treaba, la noi. De mi-a zis că o să le-a m-a întrebat pe mine, să pe mine, trecută, câtă cantitate de zămân să pun la etaj. Și atunci ne-a zis să sunt niște formule. I-a spus, du-te la primărie, aveți angajați. Și aveți brigadă așa. Altă chestie. Hai că pun eu un exemplu așa. Da, vedeți? Asta e toate. Uite aici. Asta e totul pentru agent agricol. Dărnați? Asta e tot. Dărnați? Ce e asta? Asta e tot. Mi-a scos tot documentat pentru agent agricol. Ei, deci care au corectat tezele astea? Deci astea sunt pe toate, în capitol, luate la primul anul tău. La primărie. Dați-i o testare la cine i-a corectat. Să vedeți dacă știi să corecteze așa ceva. Înțelegeți? Dați-o testare la cine a corectat ăsta, uitați. Deci sunt date... O să dăm drumul tot. Da? Altă problemă. Testare pe post am lăsat de ei. Noi în rafinării că lucram, dădeam testare pe post, fișe medicală, testare psihologică. Deci asta s-a îngăjat în fiecare an. Că aici nu e ca la biserică. Dă la biserică cu femeie de serviciu și la acolo rămâi. Înțelegeți? Înțelegeți? Pentru că aici se schimbă. Deci se schimbă aia că la noi nu avem niciun lucru.
făcută la zi. Ca să înțeleg că ați văzut un candidat la concurs? Am dus, eu n-am dus. Deci trebuie să fac concursul calculator. Nu l-am făcut. Asta este. Domnul Bănci, hai să vă spun, domnul Păstor. Ce altă chestie? Domnul primar, altă chestie. Dar lăsați-mi să vă spun. Aceste posturi care au fost scoate la concurs au fost scoate cu aprobarea Agenției Naționale de Ocuparea Forțelor de Muncă. A fost o comisie. Nu, 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 păi dați-o la tot testarea la angajare, să vedem. O să dă un zidru. Păi dați-o la tot testarea. Și mai este o chestie. Deci acolo, la Ringul 2 și la Avram, acolo sunteți și focatul infecției este ce mai? La Ringul 2 și la Avram, de bani acolo. De ce acolo sunteți și focatul infecției este acolo? O să mergem, o să mergem. Asta e creat. Mulțumim că ne-ați zis la urmă. Da, domnul Păciu. Și eu v-am spus, dați-o testarea la cei care o corectează. Da, da. Asta, dați-o testarea la cei care o corectează. Sunteți la parte să corecteze așa ceva. Dacă sunt capaci. Domnul Bună ziua, domnule președinte, domnule deputat. Pot să vă rămânesc. Locuiesc în Cașin, fiind un benedic de 20 de ani, timp în care m-am luptat mai mult decât singur cu toate vicisitudinile create de o locuință nou construită în zona respectivă. Locuința mea se află în zona Tărdău, pe drumul nou asfaltat, imediat la prima intersecție cu Odețul Betonat. Am un drum de servitute de 150 de metri pe care îl întrețin singur an de an, și primăvara și toamna, datorită faptului că toate lampele care vin de sus de pe Rada au creat 3 crevase în zonă și spală în fiecare primăvară și în fiecare toamnă balastul pe care îl pun exclusiv din banii mei pe drum. În fiecare primăvară, cheltuie în jur de 5 litri cu balastarea, toamna la fel. Anul trecut a fost un an mai norocos, nu a fost ploi așa de mare. De-a lungul timpului, mi-am creat singur toate utilitățile pentru a putea trăi acolo. Am tras apa pe o lungime de 900 de metri de la intrare din sat până acolo, fapte care beneficiază toți locatarii zonele respective acum. Că de-a lungul timpului s-a întrebat toată lumea la apă. Mi-am tras singur iluminatul de exploatare, am montat 2 stâlpi în zonă cu acceptul ieronului, între timp s-au construit case sub branșament. Am ajuns de stau cu cablu, pe o furcă făcută de lemn, prinsă de streașina unuia dintre sătenii noștri. Partea de gaze. Mi-am tras-o tocmai de jos din, nu știu exact cum se numește zona de acolo, fix din centrul satului. Deci mi-am creat toate utilitățile astea pe bani proprii, prin muncă proprie. Întrețin drumul ăla exclusiv prin muncă proprie. Am mai fost ajutat în anii când a fost domnul primar Soroiu, sporadic, de către dumnealui, cu diferite lucrări mai micuțe, dar este nevoie de acordarea unei atenții sporite pe zona respectivă. Nu mai pot să fac betonare prin sat pe banii mei. Mi-am betonat drumul în față, ca să nu mi-l mai ia apa. Am betonat șanțul din față. Am vorbit și cu vecinul să betoneze și el șanțul care ține de partea lui, dar măcar de la mine și până la drumul asfaltat, e vorba de pretea de 140-150 de metri, rog tot Consiliul Local să se aplece un pic și pe problema asta. Este vorba de un buget de vreo 20.000 de lei să facem un șanț betonat acolo. Am și acum, la una din crevasele create de apă, am o țeapă pusă cu un diametru de 800, ca să pot traversa peste zona respectivă, țeapă pe care de 3 ori am mutat-o mai la vale, mai la vale, mai la vale, din cauza faptului că lumea toată este expansionistă în satul ăsta, toată lumea mută gardurile după cum a vrut fiecare. Îmi pare bine că sunt ambii primari aici pe care i-am prins cel mai mult în mandat decât sunt eu. Știu și dumneavoastră acest lucru, dar problema este măcar în condițiile în care drumul a căpătat acum, să spunem, un făgaș cât de cât permanent, să putem să ne îngrijim măcar prin construirea acestui șanț betonat. Pentru că orice om, oricare dintre dumneavoastră, să fie în situația mea, cred că la un moment dat îi s-ar face înainte să bage bani an de an, fiecare privat și fiecare toamnă pe drumul respectiv. Lumea exploatează în regim de drum public,
Ba mai mult, fiind în curba aia, nici măcar nu încetinez viteza, aruncă toată piața în toate direcțiile. Eu mă duc exact ca micii mamă de rând, cu lopata, cu grebla și încerc să mai găsesc ce să mai poate. Deci trebuie o atenție și tot o bucățică aia de drum. Și noi suntem plătitori de impozite, sunt cu impozitele la zi, ba mai mult m-am considerat și mă consider un dezvoltator al zonei respective. Am făcut curățenie în toată zona aia de acolo, când am cumpărat eu acolo, era un loc. Dar vreau să înțeles, am înțeles așa, vreau să înțeles în stat, așa că am înțeles din stat voința dumneavoastră, aș vrea să vă dau un răspuns. Și pe aceeași porțiune de drum, doresc și eu un iluminat public strada. La ora actuală este o beznă totală pe partea aia. Am un singur stâng în curte care are o lampă de pe vremea când era primar domnul Gosav, dar aia nu face nici măcar serviciu până la jumătatea drumului, până măcar să vezi ceva pe drum. Deci noaptea, la noi când s-a întunecat, s-a întunecat. Deci cred că o investiție în doi stâlpi de electricitate și într-un șans betonat, cred că nu este un capăt de țară ca să putem reabilita și bucățica aia de drum. Înțeleg doleanțele dumneavoastră. Știu că sunteți de 20 de ani în democrația noastră. Cășunenii au atestare documentară de la 1410. Foarte frumos. Cășunenii care vedeți aici în față nu tot beneficiază de condiții de cerere dumneavoastră și deși stau de foarte mult. Dar ce poate să cer dumneavoastră? Un șanț betonat? Dar lăsați-vă să vă dau răspuns. Aș trebui de la bun început o situație izolată. Așa. De comună. Așa. Și cu utilitățile din ce în ce mai greu. Așa. Dar n-am zis nu niciodată, dar toate la momentul potrivit. N-ați zis nu, dar nu s-a întâmplat și deja au trecut 20 de ani în viața mea. Eu știu ce am asumat. Eu nu cer un lux. N-am cerut asfalt pe stradă, domnul primar. Eu știu ce am asumat. Am cerut un șanț. Nu-i vorba de ce faci să faci nevoie. V-am dat posibilitatea să vorbiți și acum. Păi dar nu că m-ați întrerupt dumneavoastră. Lăsați-mă să-mi termin. Sunt fericit expus eu. Este un lucru de bun simț. Să poate duce la capăt tot ce am avut de spus. Păi nu m-ați lăsat, m-ați întrerupt și nu mă lăsați copilului. Deci eu cred că un șanț de betonat care, încă o dată repet, nu este pentru zona din fața curții mele, pe care eu mi l-am rezolvat singur. Am vorbit și vecinul de mai sus de mine să-și rezolve singur. Vreau de la mine până la strada asfaltată, ca apa în momentul când curge să nu mai spere tot palatul de pe drum. Deci atâta ce n-am cerut nimic, niciun fel de alt lux. Cășunei pot să aibă atestare documentară și de 2000 de ani. Dar Cășunei au beneficiat de-a lungul timpului de toate serviciile oferite de primărie. La mine primăria n-a venit nici măcar să mă întrebe dacă pot să mai trăiesc în zona aia sau nu. Nu puneți... Este realist că nu puneți nici primarul. Dar lăsați-mă să termin. Lăsați-mă să termin. Nici consilier local. Aveți o pondere, aveți un echilibru, aveți un pic. Dar lăsați-mă un pic. Nu puneți ca și un lucru negativ că am fost un dezvoltator de zonă. Toate comunitățile dezvoltă zonele. Dar le dezvoltă cu tot ce implică. Eu mi-am făcut singur treaba asta. Aici și eu nu sprijin din partea primăriei, singur dacă spun. Pentru o zonă care nu ține de mine. Dar nu o să mă apuc să betonez acum șantul care ține de comun. Dar n-am promis să betonez. Dar nici n-am spus că ați promis. Eu am venit să-l cer ăsta, pentru că sunt 20 de ani care sunt aici. Nici slavă Domnului. Nu are șantul betonat în fața porții. Toate la timpul lor aveți răbdare. Eu m-am pus de stat să v-ați izolat acolo când vom avea... Nu m-am izolat acolo. Nu m-am izolat acolo. Am cumpărat un teren în care mi-am putut face o locuință. Nu m-am izolat acolo. Dacă un cetățean se duce în vârful dealului, trebuie neapărat. În vârful dealului, dacă se duce un cetățean, comunitatea locală, prin primărie, nu dă autorizație de construcție. Da? Nu dă autorizație de construcție nici Consiliul Județean. Nu se dă autorizație de construcție și nu treci de... Am știut de la bun început. Și am sperat că datorită faptului că șmenii sunt o comunitate mândră și farmică, o să dezvoltăm toată zona și... Nu mă vedeți cum mă spune prin fața porții că... Domnul primar, poate ați înțeles, nu e vorba de lucru, e vorba de întreținut un drum. Eu acolo, pentru ca să dumneavoastră știți foarte bine cum arată zona acum și cum arată zona, da? Ca să putem face o chestie de la măturat, la săpat și la muncit, hămărit de atât, este diferență mare. Toți muncim, domnul Fără. Toți muncim și atunci vrem să ne vedem în urmărat de rodul muncii noastre, printr-o chestie minimă. Nu s-a terminat mandat. Tu alegeți pe cine doriți dumneavoastră, implicați-vă, dar nu ești un răspuns. Domnul Fără, asta nu este un răspuns de din la unii localități. Am spus când o să avem bani, când o să prindem și alte proiecte, de asta am și-au aprobat. Păi, domnul primar, dacă eu am 20 de ani de când sunt în casă, la ce vârstă a mea credeți că o să văd și eu șansa la făcut ca să nu mai gândesc în fiecare an câți bani o să bag în bala asta? Estimați dumneavoastră.
Mă întrebați și pe fostul primar care a stat 8 ani și... De... Pe și dumneavoastră sunteți în al doilea mandat pe care îl prind eu acum. Pe cine să mai aștept? Avem proiect. Câți primari să aștept? Câte mandate și ale cui să le aștept? Unde să mă adresez dacă la dumneavoastră nu găsesc chef? Am văzut în buget și la bani, bani pentru alt proiect de asfaltare. Da, dar vreau să țineți cont și de bucată aia de acolo. Am să țin cont și de bucată, dar trebuie să fiți și dumneavoastră un pic echilibrați. Uitați-i și toți că stau de atâția ani în comună și ce sunt pățiți. Dar se pare că nu sunt echilibrat sau nu? Eu am... Investițiile pe care le-am făcut acolo le-am făcut ca un om perfect echilibrat și ca un om care chiar a venit în sprijinul comunității. Pentru că de eforturile mele financiare au beneficiat toată lumea până la mine și inclusiv de după mine. Sunt rașul și de după mine. Odată la 4 ani aveți posibilitatea să votați. Vă exprimați punctul de vot, prin vot, dacă sunt... Deci trebuie să aștept de fiecare dată mandat de 4 ani să expire. Ca eu sunt pus speranțe că în punctă 4 ani, care vor fi de 7 și după 4 ani să facă fel. Am prevăzut banii în buget, pentru că am prevăzut banii în asfaltare. Eu am venit la dumneavoastră și am vrut să prezint domnilor consilieri aici de față problema asta, ca fiind o problemă, în primul rând, socială. Este singurul drum de servitude pe care am. Eu nu am un alt drum să mă duc acasă. Ne vom da interesul să vă rezolvăm. Deci, cum puneți dumneavoastră problema, consider că interesul este doar ca să-mi dați un răspuns acum, să nu mai, să nu mai continui expozitul de asta. Bun. Eu mulțumesc pentru răbdare, domnule. Și vreau încă o completare. Pe drumul asfaltat, ați putea impune o restricție de viteză. Pentru că de câte ori ieșim și intrăm pe drum, riscăm să fim luați de câte ori care, indiferent cât sunt eu și oprit, ei, deci, efectiv, zboară și în zonă. Deci, o restricție de viteză, da. Asta se la dumneavoastră. Și aici, în centru, tot la fel. În centru, drumul județean, trebuie să fim aici. Am cerut că și către drumul județean. Mulțumesc pentru răbdarea. Deci, în care e limitare viteză, pe drumul județean și cum ar face. Asta e tot? Da. Mulțumim pentru drumul.